Există viață și după divorț, înjurături, fă luați și familia în p- de p- amante și scandal. La cei 51 de ani ai săi, mulți înainte, Doamne ajută, Ana Maria Prodan vrea să se mărite din nou. Vrea să se mărite, adică ea, ca o femeie puternică ce e, i-a transmis iubitului ei, Ronald Gavril, că el urmează să o ceară în curând de soție. El poate nici nu știe asta, dar cu siguranță a aflat acum. Mereu dornică să fie în lumina reflectoarelor, Ana Maria Prodan vrea să ne arate cu tot din adinsul că a trecut peste perioada cu reghe și acum își reface viața mai ceva ca la 30 de ani. Între noi nu e diferență, între noi oamenii. Muncești și îți cumperi o Dacie, că atâta poți. Eu muncesc, îmi cumpăr, nu știu, un Ferrari, că atâta pot. Ea, în schimb, are un iubit cu 14 ani mai mic decât ea și se pare că vrea să-l facă și pe acesta soarele ei. Că doar nu vă imaginați că Ana Maria Prodan e luată în căsătorie, ci ea îi alege pe bărbații cu care se căsătorește, nu invers. Dar uite că într-un interviu acordat recent l-a pus în gardă pe Ronald și a zis că acum are niște probleme cu greutatea, ba slăbește, ba se îngrașă și n-ar putea sub nicio formă să-și facă acum rochie de mireasă, că ar distruge-o. Deci, Ronald, ai înțeles, da? Acum nu, dar în curând, cât de repede se poate, femeia te așteaptă cu inelul. Uite ce frumos vorbește despre actualul ei iubit. Ronald este un tip de bărbat pe cale de dispariție, vă spun sincer, nu-i construiesc o imagine așa cum am făcut-o cu fostul soț. Hai, mă, Ana, că e clar că-ți place să-i faci statuie și lui, dar măcar de data asta poate e până când moartea ne va despărți. Diferența de vârstă dintre ei doi a fost subiect de glume la început, atunci când primele întâlniri cu Ronald, acesta i-a cerut buletinul Anei pentru că nu credea că are 51 de ani. Când i-am zis, a început să râdă și mi-a cerut buletinul. Dar eu nu simt acești 51 de ani, vârsta e doar un număr. Eu aveam niște idei preconcepute, îmi spuneam că nu o să fiu cu cineva mai tânăr. Bă, măcar le stă bine împreună, asta e clar.